Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Să o primim cu aplauze pe Ioana Stroie. Wow, o știi? O știu. Vezi cine a venit? Bine! Ioana o știe toată lumea pentru că e un om care a activat foarte mult în industrie. Niciodată în fața camerei, tot timpul a fost un om de marketing care a reprezentat câteva agenții cu care o parte dintre noi am și lucrat. Agenții, cluburi și tot așa. Am și văzut-o pe TikTok, extrem de viral video cu Looking for a Husband, care a depășit 1 milion, 2 milioane de vizualizări, ceva de genul. Râdem împreună de situația în care ne aflăm noi fetele, femeile în ziua de azi. Cel puțin pentru București suntem undeva la 6-7 femei pe cap de bărbat. Și atunci e ca în junglă, ce să zic. Bună seara! Bună seara! Numele meu este Ioana și sunt prima persoană din România care plimbă cartoane pe străzi. Mă rog. Înaintea mea au fost toți boschetarii de la Gara de Nord, dar mie îmi place pe centru. Voi explic imediat mai multe. Ca orice persoană care are acces la internet, am văzut și eu pe tipa din America ce își caută soț pe străzi. Și am zis, da ce, n-avem și noi alei, bulevarde, străzi. Și mi-am făcut și eu pancarta. Looking for a husband. Noi, fetele, de când eram mici, am fost învățate să visăm la măritiși și la povești cu prinți care să ne scape de belele și mai ales de sărăcie. Așa că încep căutările. Îți faci toate scenariile posibile și imposibile. Încep și încerci să ai relații cu diverse categorii cu scopul precis de a-ți găsi un soț. Ai o țintă. Prima dată cauți prințul. În mai toate poveștile, prinții sunt așa, perfecțiune întruchipată, blonzi cu ochii albaștri. Doar că la noi în țară, în felul ăsta ajunge de-ai de toți moldovenii. Tu nu că ești chel. Galați, Vaslui, Iași, Bârlad, Botoșani. N-am dreptate, Bogdan? Hai, așa este. Așa este. Vezi că nu merge cu prinții și începe meserii. Prima dată te gândești la doctori. Cumva sunt cei mai la îndemână, oameni serioși, cu misiune importantă, salvatori de vieți. Aproape că te simți și tu importantă lângă un medic, doar că doctorii au gărzi. Gărzile se țin noaptea la spital. La spital sunt și asistente. Așa că te lecuiești rapid, repejor de doctor, pentru că ăstora le place să trăiască așa ca în Grey's Anatomy, cu tensiunea ridicată și înghesuiel prin cabinete și vestiare. Bravo, da. Trebuie să se descarci. Așa e. Schimb meseria. Dai jos halatul de spital și iei un polițist. Altul care salvează lumea. Doar că ăsta e milionar închipuit. Se crede așa ca în 50 Shades of Grey, te leagă cu cătușele de pat. Acum, se poate să-ți placă, se poate să nu-ți placă. Dar și dacă îți place, parcă tot ai mai vrea să încerci ceva în căutarea soțului perfect. Și mai ales că tu știi că ești o femeie deosebită, minunată, extraordinară. Un fel de femeie a 10 octombrie, adică o femeie de nota 10 din 10. Doar că eu, să-mi scuzați modestia, chiar de nota 20, că sunt gemeni și am două femei în interior. Sau cum ar zice Chelu, am dublă personalitate și dezvolt a treia. Așa că mergi mai departe. Eu personal am vrut să încerc ceva mai de actualitate. Un influencer, o vedetă, ceva în genul ăsta. La televizor îl vezi deștept, frumos, carismatic, vesel, glumeț, dar și imaginezi cum mor de râs cu el și când colo dimineața când te trezești, ești un fel de albă ca zăpada lângă morocănosul. Liniște, tăcere. Un artist are nevoie să se reculeagă. Corect. Ultima variantă pe care eu o văd, dacă oricum există ceva pe lumea asta ce-mi doresc mult, dar mult mai mult decât un soț, mă gândesc să vin utilul cu plăcutul. Ultima mea speranță. Ia.
Mona Segal, ia-mă la America Express. Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet.